Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna plină din Rac. Este o lună plină care se perfectează în 27 decembrie la ora 2:32 în 4 grade și 58 de minute Rac. Pentru voi, Racul reprezintă o casă a comunicării, a relațiilor pe care le aveți cu prieteni, cu protectori, deci cu asociații profesionale. Aceste relații pentru voi sunt importante în această lună plină. Veți vedea de ce natură sunt aceste relații și cum vă puteți baza pe aceste persoane. Și pentru voi ar trebui să vă gândiți și la această axă tensionată, că este vorba de soare, lună, opoziția, soarele fiind în Capricorn, luna în Rac. Iată că aveți o problemă de sănătate. S-ar părea că sunteți atenționați pentru această problemă de sănătate, să dați importanță acestui aspect. Vom vedea mai departe ce ne arată oracolul Lenormand. Poate că putem vorbi despre o relație pe care o aveți cu un prieten. Un prieten care discută foarte mult situația voastră la telefon cu alți prieteni, alte relații, fiindcă aici apare totul ca așa o discuție la telefon, foarte multe discuții legate de o problemă de sănătate. Acesta ar fi principalul aspect pentru voi. Deci, prietenii, fie că cunosc această problemă de sănătate și o discută, e o discuție foarte aprinsă la telefon, sau pur și simplu au aflat despre această problemă de sănătate și discută despre ea. Să vedem ce vă arată și runele. Cumva aceasta s-a dus așa separat, o să pun aici. Deci pentru voi. Avem și câteva rune benefice, dar și rune care nu sunt benefice. Am putea spune că dacă vorbim de o mutare, fie că unii dintre voi vă gândiți să vă mutați cu locul de muncă sau cu locuința, această mutare presupune niște pierderi legate de bani, veți pierde niște bani și nu va fi benefică, nu veți obține mare lucru. Dacă ne uităm și la această rună care stă cumva separată, așa a căzut, este chenaz, dar este răsturnată, nu vă dă un aspect benefic, sub nicio formă, din contră, vă atenționează că nu vă puteți mobiliza, nu ați putut să vă folosiți intuiția. Se întâmplă ceva cu voi în care voi sunteți efectiv păcăliți într-o afacere unde nu puteți să recuperați acești bani și am putea spune că nu aveți decât să lăsați această afacere care nu a mers bine
și să vă pregătiți pentru o creștere. Sau poate să fie sentimentele unei, adică o persoană care a încercat să se apropie de voi fecioarele și să-și arate sentimentele, iubirea, dar de fapt nu a fost decât o aventură și acest lucru s-ar putea să-l lăsați în urmă, această aventură. Aici apare o femeie, o femeie care este în centrul acestor acțiuni, o femeie care vă trădează, vă minte, poate să fie și o parteneră de viață, care își urmărește interesele ei și am putea spune că va aduce această pierdere prin faptul că ea își dorește să vă aibă în putere, să vă aducă o pierdere. Voi cândva ați luat o decizie legat de această relație pe care o aveți și această decizie, am putea spune că arată ciocanul lui Thor, nu a fost benefică. Voi ați făcut eforturi, ați luat această decizie, dar pentru voi nu a reprezentat decât, am zice, probleme pe care nu puteți să le deblocați. Orice ați face, nu puteți ieși din această situație, deci rămâneți în continuare în acest blocaj, în această stagnare. Ar trebui să consultați o persoană specializată care să vă dea o șansă să rezolvați această problemă creată de această femeie. Voi arătați răbdare, deci sunteți foarte răbdători, fecioarele, așteptați o rezolvare și sperați să vină o rezolvare spre voi, mai ales că aveți aici o rună benefică care arată încrederea în oameni, fiindcă dacă până acum nu ați avut parte decât de trădarea unei femei, de lingușelile ei și de minciunile pe care vi le-a spus, aici totuși aveți parte de persoane omenoase care se gândesc să vă ajute și arată omenie, înțelegere, armonie, dă un aspect destul de benefic. Și mai avem o rună aici care, am putea spune, este mai mult din partea divinității. Este vorba de o rună care arată o schimbare. Dar este o schimbare care vine spre voi lentă și stabilă. Nu este o schimbare rapidă. Este o schimbare pe care nici nu o veți observa. Nu o să vă dați seama când se produce această schimbare în viața voastră, și totuși vă dă un aspect foarte benefic pentru voi, fiindcă este o schimbare lentă, stabilă și benefică, fiind din prima nu numai o schimbare cu o relație nouă, vă schimbați drumul sau altceva, este o schimbare lentă și stabilă și benefică. Deci totul va intra lent, stabil în viața voastră și veți observa aceste aspecte benefice, atunci veți ști că a început această schimbare pentru voi. Dacă ne uităm aici, așa cum am spus, dacă este vorba de o prietenă sau pentru un bărbat sau pentru o femeie, această prietenă, ea va discuta foarte mult la telefon și nu va suferi prea mult din cauza voastră. Dar totuși veți avea persoane care arată această omenie. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, să dați un like, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!